Din Evanghelia după Luca, de la capitolul 16, începând cu versetul 19, haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și să citim acest cuvânt până la finele capitolului, respectiv versetul 31. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri și a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat, Părinte Avrame, fieți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit închinuit în băpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat și tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, că ce am cinci frați și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Vă invit respectos să reocupați locurile. În general, pildele au câteva învățături profetice, câteva învățături practice și apoi au și anumite detalii care nu vin cu o interpretare neapărat, ci sunt detalii ca să descrie și să facă sens pilda respectivă. Și în cazul acesta întâlnim toate aceste aspecte. De exemplu, de exemplu, pilda aceasta nu ne învață că bogații o să ajungă în iad și săracii o să ajungă în rai. Pilda aceasta nu ne învață că la cineva dacă îi merge rău aici pe pământ o să-i meargă bine în cer și dacă îi merge bine aici pe pământ o să-i meargă rău în iad sau în viața după moarte. Cum? ar putea unii să tragă concluzia. Sunt anumite detalii care nu au o aplicație practică, ci sunt detalii uh, amintite pentru ca să facă sens, pilda și pilda să fie completă. Aș dori să vă atrag atenția uh, la șapte, eu am găsit șapte, dar sunt mai multe. Dacă vroiam să le notez pe toate, aș fi găsit probabil vreo 12. Dar vreau să mă opresc la șapte. Șapte lucruri care se întâmplă după moarte sau șapte adevăruri care descriu starea omului după moarte. Lucruri extraordinare, pe care nu le găsim decât în Biblie. Nu sunt cărți din lume, nu sunt articole, nu sunt învățături în lume care să vorbească despre aceste lucruri. Doar aici, în Sfânta Scriptură. Și cu autoritate, pentru că sunt cuvintele Domnului Hristos. Cu credibilitate, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Forma în care e pus învățătura e o pildă. Dar aceasta ne învață câteva adevăruri, câteva lucruri reale. Și haideți să ne oprim, nu trebuie să poposim foarte mult. La fiecare, dar haideți să ne oprim, să le amintim câteva lucruri care se întâmplă după moarte. Primul, care este esențial, după moarte există viață. După moarte există viață. Oamenii fără Dumnezeu consideră că la moarte se termină tot. Omul intră în neființă, a fost și acum nu mai este deloc. Tot ce a fost e în sicriu, e îngropat, intră în putrefacție, vorba unui predicator, hrană delicioasă la viermi și omul nu mai este și s-a încheiat. Asta este viața unui om. Începe la naștere și se sfârșește cu totul la moarte. Pilda aceasta ne învață în termeni foarte clari din cuvintele Domnului Hristos că după moarte există viață, există o altă dimensiune în care omul intră după moarte. La moarte nu se încheie totul. Ar fi mai ușor, ar fi mai simplu dacă totul s-ar încheia la moarte, dacă am fi poate și noi ca și animalele, ca și insectele, ca și plantele, care trăiesc așa, fără mult sens, fără scop, fără direcție, trăiesc ca să nu moară, trăiesc pentru ca să se multiplice, e doar o luptă după, după supraviețuire și nu este un scop suprem, un scop măreț, o direcție eternă. Dar Dumnezeu l-a creat pe om diferit de restul creației. Și pilda aceasta ne arată că există viață după moarte. Versetul 22 și versetul 23 ne arată că atât Lazar cât și bogatul au fost mutați sau strămutați din lumea aceasta noua dimensiune, dincolo de moarte și au rămas ființe Vii. Al doilea lucru pe care mi-l arată pilda aceasta, după moarte există un loc al fericirii și există un loc al chinului, există un loc al mângâierii, al păcii, al prezenței lui Dumnezeu care e descris ca sânul lui Avram, e metaforic, e o pildă. Nu înseamnă că Lazar a fost ținut de Avram în brațe la sânul lui. E o expresie metaforică pentru că e o pildă. Sânul lui Avram face referință la raiul lui Dumnezeu, la locul unde sunt sfinții lui Dumnezeu, la locul unde sunt mântuiții lui Dumnezeu, la locul unde este Dumnezeu. Locul despre care Apostolul Pavel face referință, spunând că m-aș bucura mult mai mult să mă mut acasă la Domnul, să fiu împreună cu Domnul. Există după moarte un loc al fericirii, al mângâierii, descris ca și sânul lui Avram sau raiul lui Dumnezeu și există un loc al chinului. Există un loc al chinului. Există două locuri în care oamenii merg după moarte. Vedeți, nu sunt trei, nici patru. Nici locuri de poposire ca să se mai corecteze ceva, cum au introdus alții în teologia lor. Un loc unde omul să se oprească, dar ce fain ar fi, n-ar merge nimeni în iad. O să vedem din pilda asta. Dacă ar fi un loc unde să se mai poată corecta ceva, n-ar merge nimeni în iad. Absolut nimeni nu ar merge în iad. Dar Domnul nu ne arată lucrul ăsta. Nu e adevărat, e fals. După moarte există două locuri. Unul pentru fericire, pentru mângâiere și unul pentru chin. Iată ce spune versetul 24, de exemplu. Trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să mrăcorească limba căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Doi termeni care descriu profunzimea durerii. Nu zice că sunt chinuit, grozav sunt chinuit ca să arate că acel chin este real, este profund și că e grozav sau e teribil. E o durere, un chin de care Omul trebuie să fugă cu orice preț. Mi-ar fi destul un strop de apă de pe vârful unui deget ca să primesc puțină răcorire. Acum noi în Arizona știm ce înseamnă 120 și uscat. Nu știu dacă ați încercat să lucrați la 110-120 fizic, afară, fără apă. Nu rezistați mult. Ori leșinați și vine salvarea, ori trebuie să te oprești, să mergi la umbră și să bei un galon de apă. Că e greu. Omul nu face față la o astfel de căldură. Normal că aici omul nu este cu trupul îniat, nu merge cu trupul fizic dar Scriptura descrie în termeni în care noi să înțelegem. Scriptura nu poate să descrie cum o să fie în termenii de acolo, că noi nu i-am pricepe. Domnul ne vorbește în termeni în care să înțelegem. Ca și cum ai fi cu trupul într-un foc în care te topești de durere și te usuci din cauza lipsei de apă și ai vrea un strop pe vârful unui deget, ca să-ți răcorești limba. După moarte, există un loc al durerii, un loc al chinului, chin grozav, și există un loc al mânghierii. Auziți finalul versetului 25, când Avram îi răspunde, despre Lazar spune ultimele cuvinte. El este mângâiat și tu ești chinuit. El este mângâiat și tu ești chinuit. Două locuri. Unul de chin și unul de mângâiere. Al treilea adevăr. După moarte, oamenii se vor cunoaște. Asta e un lucru care ne interesează. De câte ori nu mi s-a pus întrebarea și de câți? Mă, cum o să fie după moarte? Oare o să ne cunoaștem? Și ne gândim destul de des. Mai când o să ajungem în cer? Frate Vasile, frate Romi, în cer, o să ne cunoaștem, o să ne vedem unul pe altul, o să știm Cine suntem? O să fie o oarecare legătură, o oarecare conexie? Pilda asta ne descoperă, ne dă lămurire la, acest, la această întrebare. Bogatul l-a văzut și pe Avram, auziți? Nu numai că cunoști ce ai cunoscut, cunoști ce n-ai cunoscut. Păi da, bogatul nu a fost contemporan cu Avram. A fost contemporan cu Lazar, nu cu Avram. Dar iată că odată cu transferul lui dincolo, bogatul îl cunoaște și pe Avram. Îl cunoaște și pe Avram, dar cunoaște pe Lazar. Că Lazar stătea în fața casei lui, la poarta lui. Auziți? Asta e un, asta e un lucru frumos. Pentru mine e foarte frumos o să-l cunosc pe Pavel. Când ajungem în cer, o să-i cunoaștem pe oamenii despre care am citit. așa -i că sunteți curioși să-i întâlniți. Eu sunt. Eu sunt. Pe Pavel, pe Petru. Să nu vorbim de Domnul. Domnul e primul și o să-l cunoaștem. Dar el va fi îmbrăcat în slavă. El va fi ușor de cunoscut. Doar să-i cunoaștem o să-l cunoaștem și noi pe Avram. Nu știu exact cum o să-l cunoaștem. O să aibă numele scris deasupra, o să știm doar pentru că o să știm printr-o descoperire pe care ne-o face Dumnezeu, dar e clar că o să-i cunoaștem. Și o să ne cunoaștem noi unii pe alții. Acum nu vreau să merg prea departe cu fanteziile. Că ce o să vorbim, ce o să discutăm, mă frate, cum a fost, ți tu minte, nu știu, nu vreau să, nu vreau să vorbim povești și ce nu știm. Dar putem să vorbim ce știm. Ne vom cunoaște acolo. Și asta e un lucru plăcut. Ne vom întâlni cu sfinții, mă voi întâlni cu mama, cu tata, cu bunicul, cu bunica, pe cei pe care i-am cunoscut în timpul vieții, o să-i cunoaștem, o să-i recunoaștem. Și pe cei pe care nu i-am cunoscut, doar am citit despre ei, am auzit despre ei. Și am tânjit ca să-i cunoaștem, o să-i cunoaștem. Și asta pe mine mă încurajează. E un adevăr care îmi place. Îmi place că o să-i cunosc. Acum fac o paranteză aici, un lucru foarte important. Care răspunde are la o întrebare interesantă dacă o să ne cunoaștem. Și acolo pentru cineva nu să fie soț acolo, nu o să fie soția, oricum, legătura de soț și soție dispare, nu mai există. Ai o fost pentru Pământ. Va fi privită ca o copilărie, ca o pregătire pentru eternitate. Va fi egal cu zero, egal cu zero. La fel va fi și conexia între părinți și copii, între părinți și bunici, între rudenii. În cer nu mergem cu conexia de aici, cu simțurile de aici. Și am fost mult frământat de ideea asta și am zis, în cer nu o să fie toate familiile complete. Anumiți copii o să lipsească, soțul o să lipsească, soți o să lipsească, bunicul, mama, tata, o să lipsească membrii ai familiei. Și cineva își pune întrebarea, cum o să mă pot eu bucura de eternitate când o să-mi lipsească cel drag? Răspunsul e suficient de simplu, dar e complicat. Pot să-l vorbesc ca unul care l-am simțit pentru că atunci când am fost copil, am avut revelația aceea de după răpire și am ajuns în cer. Pentru câteva minute am simțit și am văzut cum în cer. Și în cer am văzut că lipsește un membru al familiei. Și chiar am vorbit între noi, în cer am vorbit că lipsește, dar nu este un factor determinant în fericirea sau împlinirea noastră. Nu simți absolut nimic. Este o deconectare completă. De lumea care a fost, de simțurile care au fost aici. Nu sunt păreri de rău, nu sunt remușcări, nu sunt dureri din cauza acestor separări. Că doar eternitatea n-ar mai putea fi fericire dacă simțurile de aici și stările de aici le-am duce acolo. Ne cunoaștem, dar conexiile de pe pământ s-au terminat. Așa că cei care vorbesc despre căsătorie, că ei vor o căsătorie pentru eternitate, scrap it. Aruncați-o la gunoi. Nu este căsătorie pentru eternitate. Căsătorie e numai până la moarte. You know, it hurts. Mai ales dacă ești căsătorit cu cineva pe care îl iubești și cu care ai o viață frumoasă. Ai vrea să continue și în veșnicie. Nu continuă. La moarte s-o rupt. Nu mai există. Chiar dacă ne cunoaștem. Și chiar dacă ne vom cunoaște în cer, conexiile, emoțiile și simțurile de aici nu pleacă împreună cu noi, pentru că altfel ar fi imposibil o viață de eternitate fericită și împlinită și satisfăcută. Dar până atunci ne rugăm și dorim mântuirea tuturora. Închidem paranteza. Deci după moarte ne vom cunoaște. Trei, patru... Merge mai repede. După moarte nu se poate schimba starea. Versetul 26. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi, este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici acolo sau de acolo la noi, să nu poată. Ce ne spune Domnul aici e că între rai și iad, între cele două locuri de fericire și chin, E o prăpastie, e o separare. Și discuția asta e tot metaforică. Este tot parte din pildă. Că doar noi nu o să strigăm către ea din iad. Deci asta nu se întâmplă în realitate. E o pildă. Noi, când ajungem în rai, noi nu o să ne uităm păstăgar sau păstăprăpastie, mă, acolo Ioana lui Gior de de pe deal. Ioane. Cum e acolo? E greu? Nu va exista o astfel de comunicare în veșnicie. Ce ne arată Domnul e că e o prăpastie uriașă. Nu va fi nimic în comun între cele două lumi. Va fi separare și nu se poate trece. Nu se poate trece. Gândiți-vă pentru un moment dacă s-ar putea trece. Cine ar vrea să treacă din sânul lui Avram în văpaie? Cine ar vrea? Any volunteers? No. Dar cine ar vrea să treacă din văpaie și chin în sânul lui Avram? Câți ar vrea să treacă? Toți! Toți! N-ar rămânea niciunul. Dacă ar fi șanse după moarte, dacă ar fi șanse, toți ar vrea. Cum am spus de atâtea ori, după moarte nu mai sunt atei. Când ajunge omul în iad, îi devine cel mai mare credincios, cel mai, mai credincios, omul din ea de mai credincios ca noi. Că pe el îl ar de acolo, dar degeaba, fără folos. Nu se mai poate schimba nimic. După moarte, nu se poate schimba starea. Dacă ai ajuns în prezența Domnului, aleluia, slăvit să fie el, asta dorim. Dar pentru cei care sunt pierduți, sunt pierduți pentru totdeauna. Cinci. După moarte știi ce ai lăsat pe pământ. Asta iarăi un lucru interesant. Un lucru interesant. Versetele 27 și 28. Rogu-te, dar, părinte Avrame, să trimis pe Lazar în casa tatălui meu, că mi-au rămas cinci frați acolo. După ce ai trecut din lumea asta, ții minte, știi ce ai lăsat pe pământ. Știi că pe pământ Ți-au rămas soția Dacă ea nu a venit deodată cu tine Ți-au rămas copiii Au rămas vecinii Iată că bogatul știe ce a lăsat În urmă Știe ce a lăsat pe pământ Am cinci frați Și frații ăștia mei Nu sunt mântuiți Nu știu ce-i așteaptă Frații ăștia mei nu știu Ce este aici Am cinci frați, după ce ajungem în cer, știm ce rămâne în urmă. Dar nu mai putem face nimic. Nu numai că nu ne putem schimba starea noastră de acolo. Nu putem face nimic ca să-i ajutăm pe cei care au rămas în urmă. Iată-l pe bogat, disperat să-și ajute frații. Că Ăsta e al șaselea lucru, al șaselea adevăr. După moarte vrei mântuirea celor dragi. Noi o vrem și acum. Noi o vrem și acum. Dar imaginați-vă un om fără Dumnezeu, cum a fost bogatul, care a trăit într-o casă cu oameni fără Dumnezeu. Când el trece de moarte și ajunge în chin, el ar vrea mântuirea celor care au rămas. Orice om care trece din lumea asta și oamenii fără Dumnezeu, ca acum despre noi e clar, noi vrem mântuirea tuturor și zicem Domnul să-i mântuiască pe toți, pe cât mai mulți. Dorim mântuirea neamurilor, a rudenilor, a caselor noastre și a dușmanilor noștri. Dorim mântuirea lor. Dar oamenii fără Dumnezeu nu se gândesc la asta după moarte și omul fără Dumnezeu se gândește la mântuirea celor din casa lui. Vedeți, bogatul ar fi vrut să treacă prăpastia dincolo, dar și-o dat seama că nu se poate. Bine, nu pot să trec. Un picur de apă se poate, nici un picur de apă nu se poate. Dar măcar ai mei care au rămas acasă, măcar ei să fie salvați pentru ei nu se poate face nimic, fă ceva pentru ei, trimite-l pe Lazar să le spună, trimite-l pe Lazar să le spună. Auzi, omul nemântuit, omul nepocăit, omul fără Dumnezeu ajunge, ajunge în și vrea să facă evangelizare. Vrea să facă evangelizare. vrea mântuirea celor dragi, dar nici asta nu poate face. Dorește lucrul ăsta, ar depune eforturi. După moarte, orice om vrea mântuirea celor dragi. În al șaptelea rând, al șaptelea adevăr, după moarte, știi că pocăința e cea care salvează. După moarte știi că trebuie pocăință ca să fie omul salvat. Versetul 30. Nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la el cineva din morți, se va duce la ei cineva din morți, se vor, se vor pocăi. Ascultați, predica unui om din iad, predica unui om care a ajuns în chin, să meargă cineva la ei ca să se pocăiască. De ce să se pocăiască? Pentru că și-a dat seama și el a știut de acolo că e singura șansă pentru om ca să nu ajungă acolo. Dacă cineva își pune întrebarea, cum să scap de iad? Cum să nu ajung în locul de chin? care e soluția? Pocăința se vor pocăi. Dacă cineva din morți va merge la ei, se vor pocăi. Și Avram îi spune, na. Dacă oamenii nu ascultă pe Moise, când în Noul Testament se face referință la Moise, se referă la cele cinci cărți, la Tora, Primele cinci cărți din Biblie. Asta înseamnă Moise, legea. Și proroci, îs cărțile scrise de proroci. Îs cărțile scrise de proroci. La asta se referă. Adică ce spune aici, Avram, dacă oamenii nu ascultă de deci ce au rămas scris prin Moise și prin proroci, dacă ei n-ascultă, nici dacă înviază cineva din morți, nu o să asculte, nu o să se pocăiască. Pocăința vine în urma descoperirii cuvântului lui Dumnezeu. Ne-a lăsat Dumnezeu cuvântul lui. Dumnezeu se descoperă prin cuvânt. Dumnezeu trebuie crezut pe cuvânt. Dumnezeu nu are obligația să facă nicio minune. Dumnezeu vreau să repet, n-are obligația să facă nicio minune. El a făcut mai multe minuni decât sunt necesare ca să fim noi mântuiți. Pentru că cea mai mare minune, că s-a coborât fiul lui Dumnezeu din slavă jos pe pământ și a murit în locul nostru. Asta a făcut Dumnezeu pentru noi. Și ne-a lăsat această descoperire scrisă. Și acum mai vin oamenii și spun, mă pocăiești eu dacă? Dacă ce? Ce mai vrei, omule bun? Dacă, dacă te pocăiești, crezi că-i faci o favoare lui Dumnezeu? Îl îmbogățești pe Dumnezeu? Pentru cine te pocăiești? Pentru cine te-ai pocăit? Nu pentru tine, nu pentru eternitatea ta, nu pentru ca să scăpăm de chin, mi-am pocăit pocăința noastră. E darul lui Dumnezeu, e harul lui Dumnezeu, e îndurarea lui Dumnezeu pentru salvarea noastră. Câștigul este al nostru. Oamenii în mândria și în obrăznicia lor pun tot felul de condiții. Să apropie de Dumnezeu ca și de un om sunt supărați câteodată. Doamne, dacă tu nu faci așa, dacă tu nu-mi vorbești așa, dacă tu nu demonstrezi așa. Dar ce obligație are Dumnezeu mai mult decât ce a făcut El? Dumnezeu și-a descoperit prin Cuvânt dragostea lui. Și pe lângă faptul că și-a descoperit dragostea lui prin Cuvânt, l-a trimis și pe Duhul Sfânt ca să fie cu noi și în noi să ne călăuzească, să simțim căldura dumnezeiască în noi și cu noi în fiecare zi. Duhul Sfânt mână în mână cu Scriptura, mână în mână cu descoperirea Cuvântului, pentru ca să ocolim iadul, să ocolim pedeapsa veșnică. Ce binecuvântat suntem! Frați și surori, mă gândesc că cei mai mulți dintre noi nu trăim cu frica iadului, ci trăim cu bucuria, seninătatea, anticiparea zilei întâlnirii noastre cu Domnul. Pentru noi, finalul aici pe pământ este momentul întâlnirii cu cel pe care l-am slujit, cu cel pe care l-am iubit cu Cel care ni s-a descoperit, care ne-a vorbit în dragoste, care ne-a mântuit prin jertfa Lui, nu prin faptele noastre, care ne-a purtat din frage de copilărie, a fost cu noi până la adânci bătrânețe, frații mai în vârstă, așteptăm, anticipăm ziua în care cerul se va deschide pentru noi. Pentru noi îi sânul Avram, pentru oamenii fără Dumnezeu, e locul de chin. Îi mulțumim lui Dumnezeu care ne binecuvintează în fiecare zi. După moarte există viață. După moarte există un loc al fericirii și un loc al chinului. După moarte oamenii se vor cunoaște. După moarte nu se poate schimba starea. După moarte știi ce ai lăsat pe pământ. După moarte vrei mântuirea celor dragi de pe pământ, că tu nu mai poți să faci nimic? După moarte știi că numai pocăința salvează. Ce frumos că toate aceste adevăruri sunt descoperite nouă celor care suntem în viață. Și tu care mă asculți, oricare ai fi, aici în adunare sau departe, la mii de kilometri, prin intermediul internetului sau prin Credo TV, oriunde ai fi, mulțumește lui Dumnezeu că ai ocazia să descoperi aceste adevăruri acum când ești în viață și când ai șansa să schimbi. E grozav, e teribil, e înfiorător să ajungi în iad și să vrei să schimbi atunci și să-ți dai seama că nu poți și e o minunăție, e o frumusețe, e un har să afle aceste adevăruri câtă vreme ești în viață și poți să schimbi pentru că în viață omul poate să schimbe direcția de ce să mergi în iad când Dumnezeu îți oferă șansa să fii mântuit să ne ajute Domnul, să ajute Dumnezeu pe cât mai mult să se pocăiască nu este altă cale, nu este altă șansă de mântuire decât pocăința. Să ne ridicăm înaintea Domnului iubis și surori, să ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune și să-i mulțumim că suntem mai Lui, să-i mulțumim că avem cetățenie triplă unii dintre noi, și română, și americană, și cerească. Aleluia! Mulțumim Lui Dumnezeu și să ne rugăm pentru cei nemântuiți să vină la Hristos.